Voi două palete, regula e simplă, ați văzut-o deja. Întrebările sunt pregătite, răspundeți cât se poate de sincer. Nu v-a acoperit fața cu paleta. Doamnelor, domnilor, îi așteptăm de mult. Au trecut toți pe aici, au zis niște lucruri care ne-au scandalizat. Mă gândeam că ar fi, nu putea fi și o variantă cu AM, PM, știi? Matinalele sunt de dimineață, așa am fost și eu informat, că și eu aș fi pus emisiunea pe la 5, că nici eu nu sunt vreun destoi. E grav asta, nu? Cu am. Începem? Începem. Am, connector și shift. La neața. Am sau n-am regretat vreun tatuaj pe care mi l-am făcut? Niciun tatuaj? N-am niciun regret. Eu n-am niciunul, dar plănuiesc să-mi fac și de-aia n-am regret. Am înțeles. Ai timp suficient să regreți. N-am făcut sex în avion. N-am. Nu. Nu prea zburați cu avion. Dacă ar fi fost să aleg, aș fi fumat în avion, n-aș fi făcut sex cu siguranță, aș fi fumat. Nu mai se fumează, nu se mai fumează de mult, știi că erau vremuri când se fuma în avion. Nici măcar în tren. N-am avut relații de o noapte. Mișa nu ne vede că e plecat. N-am pretins că sunt bolnav ca să nu vin la vreo emisiune TV. Știam, dar am vrut să verificăm. Dar nu la neață. N-am făcut pipi în locuri publice. Avem una mai mare, da. N-am tras cu arma. Și mulțumesc lucumnată miu Alin, nașul Maiei. Da, el mi-a pus în poligon, deci n-a tras. Absolut. N-am mințit că mi-am uitat tema acasă. Pentru unele cred că trebuie o paletă din asta mai mare, știi? Mă încurc că au ochelari pe ochi și nu le văd ochii. Mai ales la următoarea întrebare. N-am purtat rochie. Gândește-te bine. Știi tu ce l-am? Eu nu știu nimic. N-am uitat când e ziua mea. Am uitat când e... Și eu am uitat, când da. Când e ziua ta? Da. Dar eu am uitat fix de ziua mea, că e da, ziua în mea. Ziua aia. N-am făcut blatul pe RATB. Sau la... Cel mai blat. Mai mare decât blatul de la tort. Da, clar. Se pot da amenzi retroactiv? Dacă sperăm că nu. Cunoscut infracțiunea. Nici banii pe drepturile de autor și că nu mai vin retroactiv. Eram amărâți, eram mai mici și... Țin minte că eram în autobuz, avem la un dat controlorul și am zis, prietene, nu te uiți la mine. Câștig 5 milioane la studio. Da, noi cred că făceam blatul și atunci, când lucram pe 5 milioane. Doar blatul. N-am dat telefonul greșit unei fete în mod intenționat. Numărul de telefon, dacă l-ați dat greșit. Nu. N-am câștigat vreun concurs. Am câștigat un concurs. Țin minte și acum la ASOS International, așa se numea atunci concursul, da. ASOS International, era un concurs de PMC și am câștigat 20 de ore de studio. 20 de ore de studio, da. Bravo! N-am fost vreodată pe o plajă de nudiști. M-am uitat din tren tot timpul. N-am. Dar din tren m-am uitat tot timpul. La mare, nu? Când ești... Da. Păi n-am văzut plajă de nudici la munte oricum. Păi da, uite, mai e la Brăila, la Techir Girl sau ceva. Da. Acolo din Galați, ca să te obișnuiesc cu, da, să obișnuiesc cu rămolul. Să te obișnuiesc cu pământul, da. N-am plâns la filme. Am plâns și eu. Când eram mai mic, cred că și acum, dar n-am mai găsit filme așa bune, că mi-ar plăcea să găsesc unul, să mă facă să plâng. La ce filme ați plâns? Nu, la mine râde nevastă mea de mine că... Știi momentul ăla când, de exemplu, e un film cu
un meci de basket și mai pe sunt câteva secunde și în ultima secundă și e muzica aia pe spate și băi, mi se umezesc ochii. Ăsta a plâns și la Terminator. Da. Și la Predator. Foarte sincer, că nu ne vede nimeni acum. Foarte sincer. N-am purtat kilo stanga. Nu. Dubios. N-am făcut baie gol în mare. Eu. Nu. Mai că am avut tot timpul ceva pe mine. Da, în piscină? Eu am făcut în mare și în gârlă la bunica mea, la Putna, când eram mai tinerel. Piscina... Connector în piscină. Nu, ai făcut baie gol? Nu, că n-am avut niciodată piscina mea, cumva. Adică, dacă avea... Ar jene de oameni. Da, ce Doamne iartă-mă. Dar dacă avea piscina ta? Aș face, cu siguranță. Direct, ba, bravo. Băi, cât de sincer se poate, da? N-am fost agățat de o persoană de același sex. A încercat cineva să... Și la mine la fel, dar n-am, că n-am... Păi nu, că nu, dacă te-ai lăsat, dacă a vrut să te agațe. A vrut să mă agațe, normal, da, adică recunosc treaba asta, dar... Ce s-a întâmplat des? Cu intențiile omului. Nu suntem aici să judecăm, doar. Da, eram cu Loredana și am cântat într-un club de specialitate, da. Să zic așa. Eu nu știam. Am înțeles. Clubul e așa. Și a insistat un nene să-mi tot aprinde țigare. Zic, bă, prietene, nu vreau. Și după aia m-am uitat în jurul meu și... Ți-ai dat seama unde te afli. Toți aprindeau țigări. Da. Shift. Eu tot așa, după un concert, a venit un băiat care îmi spunea că e mare fan și să mai stăm, să schimbăm niște vorbe, dar la un moment dat am spus, bă, tu nu ești fanul care trebuie, știi? Adică nu e fan ce faci tu, fanule, știi? Îl chema Georgica? Nu mai țin minte, dar nu cred că era ok să rețin numele, știi? N-am purtat cătușe. Eu nu. Da, la mai pe roz, așa mai... Wow, Doamne! Cu blăniță, cu... Nu. Cătușe blană. N-am jucat poker pe dezbrăcate. Am jucat poker, adică a fost la un dat o nebunie în echipa noastră la Rapino Production, se juca foarte mult, se pierdea. Da, pe dezbrăcate? Dar nu pe dezbrăcate, nu. Pe bani, pe bani. Tu cu banană, ați da, amândoi. Cu matache! N-am avut vânătăi despre care să nu știu cum le-am căpătat. Da. Da, și vânătăi și da. Întrebare de pe Facebook, nu este la noi pe ecran. Ramona întreabă așa, n-am adormit la filmări. Eu da. Și eu, la un film simplu, cred că am adormit la filmări, dar știi că era bună întrebarea asta pentru Maier. Nu ții minte? Da, ultima întrebare care nu este pe ecran și trebuie să o formulez, n-am făcut sex gândindu-mă la Răzvan, Dani sau Flavia. Gata. Sper că e vorba despre mine, nu mai punem una la gură. La mine se gândeau. Auzi, și noi la ei pauză ne toate.